Salutare! În acest episod am să prezint cum se face tăierea de ușurare la vița de vie pentru conducere de tip cazenave. Am prezentat în episodul trecut cum se face pentru vițe de vie conduse în formă cordon speronat și pentru cazenave este aproape identic cu o mică diferență. Pentru că la cazenave avem Punții de rod așezate pe cordoanele orizontale și acele punții de rod sunt formate din cep de 2 ochi și cordiță cu lungime între 4 și 6 ochi în funcție de vigoarea butucului și de vârsta viței de vie a, va trebui să păstrăm o lungime corespunzătoare. Astfel, de la a, baza a, punții de rod vom număra undeva, să zicem, maximal 6 ochi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și observăm că deja ne apropiem oarecum de al doilea nivel de sârme. Dacă mai luăm în calcul și o marjă de siguranță de, să zicem, 3 ochi pentru a preveni înghețurile viței de vie din cauza girilor de peste iarnă, atunci o să fie aproximativ 9 ochi. Deci dacă vom număra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ochi, deja suntem la nivelul primei sârme. Ca atare, tăierile de ușurare la vița de vie pentru conducere de tip cazenave, le vom efectua nu sub nivelul sârmelor de nu sub sârmele de pe nivelul 2, ci deasupra lor. Adică aceasta va fi e, mica diferență față de tările pentru conducerea de tip cordon speronat. La cordon speronat se taie sub, nivel, sub sârmele de pe nivelul 2, la cazenave se taie deasupra sârmelor de pe nivelul 2. Pur și simplu retezăm la rând vițele deasupra sârmelor de pe nivelul 2. Așa arată vița de vie după efectuarea tăierii de ușurare pentru conducere de tip cazenave. După cum vedeți, este foarte ușor, rămân coardele pur și si simplu retezate deasupra nivelului 2 de sârme și si această operație e atât de ușor de realizat încât o poate face chiar și si un copil de 12-14 ani. Nu trebuie să fii cunoscător în tăierea viței de vie pentru a face această operație. Absolut oricine poate să o facă. Deci dacă nu aveți timp dumneavoastră, puteți să arătați al cuiva și va tăia imediat ea, Rămânând, ca primăvara să se facă tăierile finale și atunci, într-adevăr, trebuie cineva care se pricepe la vița de vie. Însă nu acum, toamna târziu, când se fac tăierile de ușoare. Sper că v-a fost de folos. Vă doresc multă sănătate!